Salutare! Mă aflu undeva în centrul Bucureștiului și dacă nu aș ști despre ce se întâmplă zilele acestea în București și în țară, mergând pe stradă ar fi foarte greu să-mi dau seama. De altfel, același lucru a fost și ieri și îndreptându-mă cu prietenii pe la 6:30 seara către zonele în care presupuneam că vor fi protestele, la ora aceea ne întâlneam cu câțiva oameni răzleți pe stradă, ne dădeam seama că merg în aceeași direcție și întrebam și pe ei unde mergem, ce facem, dădeau și ei telefoane, dădeam și noi telefoane și nimeni nu știa ce se va întâmpla, câți oameni vor ieși pe stradă și cum vor decurge lucrurile. Încercând să ofer o perspectivă psihologică asupra acestor fenomene care au loc acum, cred că singurul mod în care pot să-mi organizez gândurile și ideile sunt în jurul a 3 întrebări pe care le-am primit legat de aceste evenimente. Și prima dintre ele este: cum se face că furia de la evenimentul colectiv s-a transformat în proteste? Aș vrea să facem o distinție la început pentru a fi un pic mai clar. Am auzit vorbindu-se în ultima vreme despre psihologia maselor și în ceea ce mă privește nu discutăm de psihologia maselor. Discutăm în momentul de față de o mișcare socială revoluționară și acest lucru este foarte diferit de ce înseamnă masă. Pentru că mișcarea socială revoluționară se organizează în jurul unor valori. Unor valori centrale. Este o mișcare care își propune să schimbe societatea. Este o mișcare care își propune să schimbe guvernarea și să o repună pe alt sistem decât sistemul anterior. Este o mișcare care vrea o schimbare reală, profundă, să transforme lucrurile în ceva ce nu a fost până acum. Și ceea ce vrea această schimbare este la modul evident când ne uităm, este să scoată corupția și la modul subtil când ne uităm să-și recâștige demnitatea. Până la evenimentul colectiv, toată lumea știa de corupția din România. Pornind de la faptul că te duci să te angajezi și se face un concurs și întrebi, auzi, are rost? E deja postul cuiva? Sau nu e pentru nimeni o surpriză că România este o țară coruptă. În același timp, ce a însemnat colectiv, mai presus de sutele și miile de alte dovezi ale corupției din România, a creat un simbol puternic emoțional. Cred că aproape fiecare om din țara asta se poate regăsi și poate să rezoneze emoțional cu ce a însemnat masacrul de la colectiv și fiecare om poate să înțeleagă că nu mai vorbim doar de corupție. Vorbim de efecte clare, vorbim de ce se spune pe stradă, de faptul că ucide, corupția ucide. Fiecare om se simte într-un oarecare fel responsabil de modul în care a participat la aceste fenomene, chiar dacă participarea a însemnat să tacă și să îngăduie fenomenele de corupție din România. Și atunci oamenii pur și simplu ies în stradă ca să se poziționeze vis-a-vis de acest fenomen al corupției din țară. Oamenii ies în stradă să spună, ăsta nu sunt eu. Eu nu accept asta, eu nu-mi trăiesc viața în baza acestor valori. Eu vreau să trăiesc altă viață în țara mea. Deci, în ceea ce mă privește, aceasta nu este o mișcare care are la bază furia. Este o mișcare care, în primul rând, e valorică. Este legată de am văzut unde duce corupția, am înțeles în profunzime aceste lucruri, iar în momentul de față iau atitudine pentru a-mi apăra valorile mele și pentru a mi le susține. Ok, a doua întrebare este ce a determinat pe politicieni să demisioneze acum, când atâta timp au rămas nepăsători? Aici am mai degrabă o părere personală. În ceea ce mă privește, așteptau un mod onorabil de a coborî din căruța corupției. Și ce mod mai onorabil decât să spui nimeni nu-și asumă aceste evenimente, acest masacru, așa încât îmi voi asuma eu răspunderea și voi demisiona. E aproape eroic. Dacă vi se pare că sunt sarcastică, asta este pentru că într-o oarecare măsură sunt.
A treia întrebare este cum poate fi folosită supărarea, supărarea oamenilor actuală pentru ceva productiv. Sunt unul dintre oamenii care a ieșit pe străzile din București. Nu sunt însă unul dintre oamenii care crede că schimbarea la acest nivel de profunzime se poate întâmpla ușor sau rapid. Prin urmare, dacă aceste evenimente vor duce la ceva productiv, asta se va întâmpla tot prin presiunea pe care oamenii din stradă o vor pune asupra guvernanților. La un sistem atât de corupt, nu ne putem aștepta ca ei să-și dorească să se implice activ în schimbare. Și ne putem aștepta să meargă greu lucrurile acestea. Așa încât, pentru ca această mișcare să ducă la ceva productiv, cred că în primul și în primul rând trebuie să ne întoarcem acolo unde este puterea. Și puterea este la noi, în mâinile fiecăruia dintre noi. Deci, pe lângă faptul de a ieși în stradă și de a lua atitudine direct și deschis față de acest fenomen, trebuie să luăm atitudine în viața noastră. Pornind de la a nu mai da mica șpagă pentru diverse lucruri, până la a ieși din proiecte și acțiuni în care știm și vedem corupția în acțiune. Vă rog să mă iertați dacă mi-am oferit mai mult decât este cazul părerea personală și am încercat să sugerez sau să direcționez lucrurile. Sunt și eu într-o oarecare măsură tulburată de ceea ce se întâmplă, însă am încercat să răspund cât de obiectiv am putut la aceste întrebări și respect decizia fiecăruia legată de aceste subiecte. Mulțumesc!